de ședință în format fizic. Astăzi avem pe ordinea de zi proiecte de importanță majoră pentru dezvoltarea comunității și veți vedea proiecte care țin de investiții în mod deosebit. O să o rog pe doamna președintă să preia conducerea ședinței. Suntem în format, atât în format online, doi colegi, domnul Debrețin și cu doamna Stoica, sunt în format electronic și restul colegilor, 15, suntem prezenți în sala de ședință. Doamna președintă, vă rog. Bună ziua! Voi da citire proiectului ordinii de zi, care are următoarele puncte. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21.04.2021. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind alocarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orașului Dărmănești în condițiile legii numărul 350/2005 pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind acordul de reabilitare și acordarea dreptului de utilizare a unor drumuri publice aparținând domeniului public aluate orașului Dărmănești de către SC Azim Extracție Rele Comănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a orașului Dărmănești la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ADIS. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Dărmănești la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIM. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Dărmănești la grupul de acțiune locală Valea Muntelui. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Dărmănești la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Mont Pesa. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Dărmănești la Asociația Orașelor din România. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 140 din 21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021 la nivel UAT Dărmănești, anexa numărul 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Dărmănești de sub Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții construire sală de sport strada Muncii numărul 11 oraș Dărmănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții amenajare esplanadă verde zona Scoar în orașul Dărmănești strada Muncii numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensară în orașul Dărmănești strada Dumbravei numărul 7 județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, indicatorii tehnico-economici, devizul general și bugetul proiectului pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la obiectivul școala gimnazială numărul 2, Dărmănești. Și diverse. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? 17. Doamna Stoica? Pentru. Domnul Debrețin? Pentru. 17 voturi pentru. 17. Pentru. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21.04.2021. Cred că toată lumea a citit procesul. Sunt ceva discuții? Întrebări pe marginea procesului verbal? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Domnul Debrețin? Pentru. Doamna Stoica? Pentru. Cu 17 voturi a fost aprobat procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21.04. Trecem la punctul 3. De pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind alocarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local. Domnule primar, vă rog. Am să fac câteva precizări. Propun acest proiect de hotărâre pentru a reactualiza regulamentul privind alocarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe legea 350 pe anul 2021. Pe comisie am avut câteva discuții. Rog domnul secretar să facă corecțiile legate de punctele pe care le-am convenit în ședințele pe comisii.
Acest regulament, spuneam și pe comisii, că vine cumva să reglementeze modul în care în 2021 vor fi alocate resurse din bugetul local activităților non-profit și sigur că în funcție de resursele financiare pe care le vom gestiona la nivelul anului 2021, vom aloca, așa cum am spus, în două sesiuni, bani pentru a răspunde favorabil solicitărilor pe care le avem sau le vom avea. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind alocarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local. Cine este pentru? Împotrivă? Da. Abțineri? Doamna Stoica? Pentru. 14 voturi. Domnul... Deci 14 abținere. 14 voturi pentru, 13 voturi pentru, 13 și 4 abțineri. Mergem mai departe. Trecem mai departe la proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orașului Dărmănești în condițiile legii numărul 350/2005 pentru anul 2020. Domnule primar? Da. Spuneam că dacă la precedentul punct am aprobat regulamentul, iată că după aprobarea bugetului local vin cu acest proiect de hotărâre pentru aprobarea programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local și am propus câteva ceva sume pentru acest program anual în funcție de domeniul de activitate finanțat și mergem pe sport cu 230.000 de lei, culte religioase 130.000, cultură 100.000 și educație civică, social și protecția mediului 20.000 de lei. Repet, după ce vom aproba acest program anual de finanțare nerambursabilă, vom lansa procedurile pe care le-am prevăzut în regulament vis-a-vis de lansarea acelui apel de proiecte și așa mai departe. Dacă în decursul anului vom avea solicitări pentru a crește sumele alocate pe cele patru capitole sau domenii de activitate, în funcție de resursele pe care le vom avea, vom analiza împreună și vom solicita, suplimenta. Dacă aveți întrebări, supuneți. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Doamna Stoica? Cine este împotrivă? 13 voturi pentru. Abțineri? 1, 2, 3, 4 abțineri. Domnul Tiberiusca, de preț. Abținere. 4 abțineri. Proiectul a fost adoptat. A fost adoptat cu 13 voturi pentru și 4 abțineri. Trecem la punctul 5 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordul de reabilitare și acordarea dreptului de utilizare a unor drumuri publice aparținând domeniului public al UAT orașul Dărmănești de către SCE Azim Extract SRL Comănești. Domnule primar? Da. În baza solicitării transmise primăriei orașului Dărmănești de către Azim Extract SRL Comănești privind emiterea acordului de reabilitare și acordarea dreptului de utilizare a drumurilor publice care deservesc perimetrul de exploatare Plopu, am propus acest proiect de hotărâre. Spuneam că societatea are toate avizele luate pentru a începe exploatarea agregatelor din balastiera de pe râul Trotuș, zona Plopu. Practic noi astăzi, prin acest proiect de hotărâre, dăm aviz favorabil la acest acord de reabilitare. Prin acest aviz noi am stabilit foarte clar care sunt obligațiile operatorului economic și, mai mult decât atât, dreptul de acces, pe ce străzi va accede acest operator economic către punctul de exploatare. Și am spus traseul, strada Buciumului, Primăverii și drumul de exploatare din Lunca Trotuș, din experiențele avute din anii anteriori cu operatori de acest gen,
Am căutat ca acest acord de reabilitare să fie acoperitor din toate punctele de vedere, atât pentru noi, cât în mod special pentru cetățenii riverani acestui amplasament. Și am stabilit foarte clar accesul pe drumurile publice, în ce interval orar se va face. Viteza de deplasare am limitat-o la 30 de km pe oră și, foarte important, am stabilit niște limite maxime ale tonajului pe osii, ca să nu avem probleme cu drumurile pe care noi le avem și le punem cumva la dispoziție pentru acces agentului economic. Sigur că am împuternicit poliția locală să verifice cum respectă acest agent economic clauzele pe care noi le-am stabilit prin acest acord și, foarte important, cred eu, am spus noi că în cazul în care poliția locală aplică sancțiuni și în cazul în care agentul economic nu respectă aceste reguli pe care le-am stabilit de comun acord, vom rezilia acest acord de reabilitare. Dacă aveți întrebări, vă rog. Ca și în ședința pe comisii, nu vedeți că poate s-ar găsi alt traseu de ieșire din balastieră de... Vor fi afectați mulți cetățeni, drumul este destul de mult, poate se găsește și alte soluții de transport. Da, am spus și pe comisii că am analizat toate soluțiile pe care le avem la dispoziție în acea zonă. Era varianta 1 în care acest agent economic avea acces prin cartierul Triaj. Acolo mai avem un agent economic care exploatează o balastieră și care are acces prin cartierul Triaj. N-am căzut de comun acord să dăm aviz prin acest cartier, pentru că ar fi, eu știu, creat acolo nemulțumit cetățenilor și așa am mai avut probleme acolo. Și din acest motiv am venit pe ruta pe care am propus-o, pentru că este o rută mai, să zic, accesibilă. Este o rută care e mai aproape cumva de acest amplasament al viitoarei balastieri și analizăm în continuare, așa cum am spus și pe comisie, o variantă de a găsi o soluție pe malul Trotușului. La acest moment nu este accesibil drumul pe acolo, pentru că este pășunea primăriei orașului Târmănești. Acolo ar trebui să amenajăm noi un drum din balast, să putem să punem la dispoziție, că acest drum trebuie să fie și circulabil. Nu putem să punem tarla la dispoziție fără să poată să circule aceste camioane. Deci soluția pe care am identificat-o după ce am analizat este cea pe care am propus-o în proiectul de hotărâre și, repet, la acest moment nu avem altă soluție decât cea pe care am propus-o. Dacă dumneavoastră identificați, mergeți în teren și identificați alte, putem printr-o hotărâre viitoare să schimbăm acest acord. Dar trebuie o soluție agreată cu toți factorii implicați. Cred că ar trebui, de asemenea, la drepturile și obligațiile, deci în proiectul de hotărâre, să fie menționat că drepturile și obligațiile să fie și pentru subcontractanți. Este foarte posibil ca societatea... Am scris la articolul 2, pentru neîndeplinirea obligației prevăzute în prezenta hotărâre, se suspendă prin dispoziția primarului dreptul de acces și sau tranzit pe drumurile publice aferente perimetrului Amonte Plopu a tuturor autovehiculelor aparținând SCE Azim Extract SRL sau care, atenție, deservesc perimetrul. Da, da, da. Adică și dacă avem, eu știu, subcontractează sau ce mai fac ei pe acolo, pe noi nu ne interesează cine, orice fel de camion care circulă pe acest traseu pe care noi l-am avizat și care nu respectă ce am stabilit noi de comun acord, intră sub incidența acestui articol 2, care duce la suspendare. Alte întrebări? Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot acest proiect. Poftiți, domnule Debrețin. Așa cum am discutat pe comisii, acel proces verbal care ar trebui întocmit înainte de a da în folosință acel drum pentru Azim SRL,
Nu este un proces verbal de predare-primire a drumului în sine, ci practic de o constatare a stării drumului, care ar trebui făcut înainte și după ce a fost utilizat acel drum. În hotărâre nu vom trece niciun fel de proces verbal de predare sau de primire sau și noi am stipulat foarte clar la momentul în care acest agent economic va începe exploatarea efectiv, am împuternicit poliția locală să verifice ori de câte ori este necesar, adică nu la început, la mijloc sau la sfârșit. Nu ne încurcă să facem un proces verbal, să spunem care este starea drumurilor în momentul X sau Y. Dar, repet, eu aș vrea ca ori de câte ori se constată că acolo s-au încălcat anumite condiții sau drumul arată într-un fel sau nu se circulă cu viteza pe care noi am reglementat-o sau se încarcă pe camioane mai mult decât am spus, să automat să fiu informat de către poliția locală și în aceeași zi vom suspenda acest acord. Adică, cred că acest acord de reabilitare este suficient de acoperitor. Voi avea o discuție cu operatorul economic și voi aduce la cunoștință exact care sunt obligațiile și ce se întâmplă în situația în care nu va respecta aceste condiții și, nu știu, dacă țineți neapărat să mai facem noi o minută pentru a putea prevede la un moment dat cum arată starea drumurilor, nu mă deranjează niciun fel de problemă, dar nu o prindem în hotărârea de Consiliu că nu este necesar din punctul meu de vedere. Mai aveți întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Doamna Stoica? Doamna Stoica? Pentru. 13. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu 13 voturi pentru și 4 abțineri. Domnul Debrețin a votat pentru, da? Deci 14. 14 pentru și 3 abțineri. A fost adoptat proiectul de hotărâri privind acordul de reabilitare și acordarea dreptului de utilizare a unor drumuri publice. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a orașului Dărmănești la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ADIS. Este un proiect de hotărâre pe care îl inițiem în fiecare an. Avem adresa de la ADIS Bacău, în care se precizează, având în vedere hotărârea AGA ADIS din 22 decembrie 2020, prin care au fost aprobate cotizațiile pentru UAT-urile membre, ne comunică punctul de vedere legat de orașul Dărmănești. Cotizația este de 35.000 de lei. Suntem la categoria orașelor mici. Aici mai intră Târgu Ocna și Buhuș. Și sigur că din această cotizație pe care noi o plătim, cei de la ADIS își finanțează anumite capitole de cheltuieli. Și rugămintea este ca imediat după aprobarea bugetului să putem aproba și aceste hotărâri de Consiliu privind cuantumul cotizațiilor anuale, să putem și plăti din ele. Dacă sunt întrebări? Dacă nu? Dacă nu sunt întrebări, eu supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Doamna Stoica, domnul Debrețini. Pentru. 17. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. La punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Dărmănești la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB. La fel ca și în cazul ADIS-ului și la ADIB povestea este similară. Avem transmisă o adresă prin care ni se solicită să aprobăm imediat după ce aprobăm bugetul și cotizația anuală pentru ADIB. În cazul ADIB-ului cotizația este de 25.000 de lei pe an, la fel raportat la populația pe care o avem. Alte întrebări, dacă sunt sau dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Doamna Stoica, domnul Debrețini? Pentru. Pentru. Cine se abține?
Cine este împotrivă? Domnul Balaș, nu ați votat. Deci sunteți și dumneavoastră pentru. Da. 17 voturi pentru. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Dărmănești la grupul de acțiune locală Valea Muntelui. Facem parte din grupul de acțiune locală Valea Muntelui. Suntem singurul oraș care face parte din acest grup de acțiune locală. Restul sunt comune. Sigur că și pentru grupul de acțiune locală Valea Muntelui este valabilă această hotărâre de Consiliu. Cuantumul este de 10.000 de lei. Suntem membri fondatori și cred că nu este niciun fel de problemă. Sunt discuții, întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la grupul de acțiune locală Valea Muntelui. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Domnul Debrețin, doamna Stoica? Pentru. 17 voturi. Pentru. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Dărmănești la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Mont Pesa. Facem parte, așa cum spuneam și pe comisii, dintr-o asociație de mai multe UAT-uri de pe raza județului Bacău și vorbeam aici de Târgu Ocna, Slănic, Bogdana, Dărmănești, Moinești și așa mai departe. Această asociație se numește Montesa și scopul principal asociației este de promovarea valorilor locale, noi spunem și a turismului. Și cu interes, colegii care sunt în Montesa urmăresc să atragem niște fonduri europene pentru dezvoltarea anumitor direcții care să promoveze localitățile noastre, să pună în valoare obiectivele pe care le avem, să dezvolte turismul și sigur și alte proiecte care să poată să ducă la dezvoltarea comunităților noastre. Și în această asociație, pentru că sunt niște cheltuieli acolo cu cei care se ocupă de partea de executiv, sunt stabilite niște cotizații. Noi avem un leu pe locuitor pe an, raportat la ultimul recensământ al populației. Deci, practic, toți membrii din PESA plătesc un leu pe locuitor, așa cum spuneam, raportat la ultimul recensământ al populației. Noi avem ultimul recensământ 12.000 și ceva de locuitori, înseamnă că vom plăti 100, adică 12.000 și ceva de lei. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Domnul Debrețin. Pentru. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației la Asociația Mont Pesa a fost adoptat în unanimitate. Continuăm cu proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Dărmănești la Asociația Orașelor din România. Suntem membri în AOR, Asociația Orașelor din România, și vreau să vă spun că am participat de mai multe ori la întâlnirea Asociației Orașelor din România și, practic, dacă la început eram sceptic vis-a-vis de acest AOR, astăzi pot să vă spun că AOR este principala forță care luptă pentru a menține cumva bugetele orașelor în anumite limite sau niște limite de normalitate. Și ori de câte ori la nivel de guvern au apărut sincope vis-a-vis de finanțările, fie din cote defalcate sau din echilibrări, acest AOR prin reprezentanți, oameni foarte serioși și cu multă experiență în administrația publică, au avut întâlniri la nivel de guvern, la nivel de miniștri și au reglementat parte din aceste neajunsuri. Vreau să vă mai spun că AOR-ul a avut un punct de vedere foarte aplicat legat de cum se vor dirija finanțările din PNRR pentru orașele mici și am avut și avem permanent discuții legate de nevoile comunităților noastre și veți vedea că în axele care vor fi finanțate din Programul Național de Redresare și Reziliență sunt alocate sume pentru dezvoltarea strictă a orașelor mici.
Sigur că și comunele sunt organizate, au aceeași formă de organizare, Asociația Comunelor din România și municipiile la fel, și fiecare ne apărăm interesele în așa fel încât atât guvernanții cât și fondurile europene care sunt dirijate spre comunitățile noastre să poată să fie canalizate spre nevoile noastre. Și cred că acest AOR, dacă la început poate nu prea a fost băgat în seamă de autorități, pe măsura anilor și a recomandărilor pe care reprezentanții Asociației Orașelor le fac către autorități, să știți că vocea orașelor în România a fost auzită și de cele mai multe ori aceste nevoi au fost rezolvate. Și în cazul AOR-ului se ține cont de numericul de populația pe care o are orașul respectiv și orașul Dărmănești se încadrează la o cotizație în cuantum de 12.000 de lei. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Pentru. 17 voturi. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Continuăm cu punctul 11, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 140 din 21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021 la nivelul UAT orașul Dărmănești, secțiunea alte taxe locale ale primăriei, punctul 31, poziția a treia, aferentă anexei 1. Da, este un proiect de hotărâre care vine să completeze, modifice hotărârea Consiliului Local 140 din decembrie la secțiunea alte taxe ale primăriei, poziția 31.31, poziția a treia, și anume se modifică exprimarea, nu vorbim de taxă specială de întocmire contract de arendă, ci vorbim de taxă specială de înregistrare contract de arendă. Cuantumul nu se modifică, rămâne cel pe care dumneavoastră l-ați aprobat în decembrie 2020. Vorbim de forma în care noi ne exprimăm, repet, înlocuim întocmire contract de arendă cu înregistrare contract de arendă. Dacă sunt discuții referitoare la acest proiect? Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Pentru. Domnul Debrețini? Pentru. Pentru? Pentru. 17. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Mulțumesc. Continuăm cu punctul 12, proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Dărmănești. Este un proiect de hotărâre care vine să actualizeze statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului, așa cum de altfel am regăsit și în titlul proiectului de hotărâre. După alegerile din toamna anului 2020 s-au modificat anumite componente, pe de o parte, în structura de conducere și vorbesc aici de domnul viceprimar Cosmin Paierele. De altfel, și în componenta, aici în componenta demnitarilor, dar și în componenta aparatului de specialitate, fie funcții publice, fie personalul contractual, au fost în decursul timpului anumite evoluții. A plecat doamna secretar general, a venit domnul secretar general. Avem colegi care au susținut examene de promovare și așa mai departe și rămăsese acel stat de funcții cumva în urmă cu actualizarea. Astăzi venim și propunem acest proiect de hotărâre care nu face altceva decât să actualizeze ceea ce noi avem la acest moment și cred că este important de precizat că la nivel de oraș Dărmănești avem 121 de funcții, dintre care ocupate 79. 42 de funcții sunt vacante. Asistenți la cabinetele școlare 3, asistenți personal 30 și personal voluntar în cadrul SDSU 25. Lucrăm cu 42 de poziții vacante, de posturi vacante, datorită faptului că ne dorim foarte mult să investim în comunitate și orice fel de cheltuială de funcționare în plus duce la scăderea procentului din componenta de dezvoltare. Spuneam că avem un procent foarte mare alocat
și în acest an investițiilor peste 53%, dar în detrimentul unor poziții. Colegii noștri care sunt în aparatul de funcționare, sigur, muncesc mai mult. Dacă am fi avut cele 42 de posturi vacante ocupate, n-am fi fost în stare să facem investiții așa cum nu fac alții din jurul nostru. Dacă sunt întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Urmează punctul 13 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții construire sală de sport, strada Muncii, numărul 11. Ne dorim, așa cum spuneam mai devreme, dezvoltarea orașului din toate punctele de vedere și învățământul rămâne prioritate, poate prioritate zero pentru noi. Am avut discuții cu doamna director de la Liceul Tehnologic, liceu care are un număr foarte mare de elevi de pe raza orașului Bărmănești și una din doleanțele domniei sale a fost lipsa unei săli de sport și să facem tot ceea ce ne stă în putere, să putem să avem o sală de sport modernă și la această unitate de învățământ. Am depus solicitare la Compania Națională de Investiții. Am reușit să intrăm în lista sinteză, lista aprobată prin ordinea ministrului. Și la acest moment am venit cu acest proiect de hotărâre pentru a parcurge etapele următoare de la Compania Națională de Investiții, aprobarea obiectivului de investiții, nota conceptuală, temă de proiectare și ce este, cred că, cel mai important, întocmirea unui studiu de fezabilitate care să vină cumva și să spună ce fel de sală de sport este necesară pentru liceul din Bărmănești, mărime, amplasament și așa mai departe. Mergem după acest proiect de hotărâre în etapa următoare de a face achiziția din SEAP a, eu știu, unei firme care să facă, să întocmească studiul de fezabilitate, după care luăm avizele și depunem toată documentația la Compania Națională de Investiții pentru a intra în linie dreaptă spre CTE-ul din CNI, CTE-ul de la Minister și, sigur, proiectare și execuție. Dacă aveți întrebări. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Doamna Stoica, domnul Debreține? O întrebare scurtă, dar nu mai fi fost. Dacă a fost identificat locul unde va fi amplasată această sală de sport? Cu siguranță a fost identificat locul, pentru că altfel nu eram în lista sinteză la Compania Națională de Investiție. Acel amplasament va fi imediat în spatele liceului, undeva sunt în stânga la limita cu parcul primăriei, niște clădiri anexe acolo vor fi demolate și acolo va fi amplasată sala de sport. Mulțumesc pentru. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Continuăm cu punctul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții amenajare Esplanadă Verde, zona Scoar, în orașul Bărmănești, strada Muncii, numărul 9. Un alt obiectiv de investiții care va deveni realitate în anii ce urmează este această Esplanadă Verde în zona Scoarului. În decembrie 2020 am achiziționat primăria, Consiliul Local a cumpărat acest teren din imediata vecinătate a primăriei, situat între Liceul Tehnologic și parcul pe care noi îl dezvoltăm pe fonduri europene. Acolo era o proprietate privată, o clădire veche care nu dădea, eu știu, foarte bine la aspectul urbanistic al zonei. Am gândit acel proiect de achiziționare și iată că astăzi mergem imediat după ce am aprobat bugetul cu acest proiect de hotărâre pentru amenajarea, sigur, a unui spațiu verde. Va fi o esplanadă foarte frumoasă, va întregi ceea ce am făcut noi amonte, acel parc de 2000 de metri pătrați și această esplanadă va avea tot în jur de 2000 de metri, reușind astfel în centrul localității să avem o zonă de relaxare pentru cetățeni de 4000 de metri pătrați. Zona și esplanada, proiectul pe care noi îl propunem astăzi, va fi un proiect multifuncțional, va deservi
mai multor categorii de cetățeni, dar ne axăm în mod deosebit spre elevii de la Liceul Tehnologic, pentru că este foarte aproape de liceu și ne gândim acolo să construim o, pe lângă spațiul verde, alei și așa mai departe, și o scenă modernă în care să se desfășoare fel de fel de activități care țin de curicula elevilor de la liceu. Va avea și rol de teatru de vară, vom ține și concerte, spectacole și așa mai departe. Este și acest obiectiv în lista noastră de investiții pentru 2021. Vedeți că avem la fel, pe lângă aprobarea obiectivului de investiții, temă de proiectare, notă conceptuală și, sigur, ce e foarte important, elaborarea unui studiu de fezabilitate, să vedem cum va arăta acel obiectiv, ce valori rezultă din proiectare și ne interesează foarte mult și sursa de finanțare. La acest moment urmărim îndeaproape noile axe care vor fi deschise pe fonduri europene. Cu siguranță ne vom îndrepta spre această soluție, dar nu neglijăm, dacă nu sunt axe deschise pentru așa ceva, nici bugetul local pentru a putea finaliza cât mai repede acest proiect. Dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție amenajare Splanadă Verde, zona Scuar, strada Muncii numărul 9. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? 17 voturi pentru. Continuăm cu punctul 15 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar în orașul Dărmănești, strada Dumbravei numărul 7, a fazelor de proiectare, notă conceptuală și temă de proiectare și aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice, faza DALI. Domnul primar? Dacă spuneam la proiectul anterior că suntem interesați de susținerea învățământului din Dărmănești și construim acea sală de sport, aminteam de această esplanadă verde și așa mai departe, acum proiectul se adresează în special sănătății cetățenilor din orașul Dărmănești și acea zonă din strada Dumbravei, mereu am spus că mi-aș dori să devină punct de referință pentru sănătatea cetățenilor orașului Dărmănești. Acest obiectiv pe care astăzi l-am supus aprobării noastre își dorește sau ne dorim să devină un cabinet medical modern de, eu zic, de ultimă generație, dacă putem spune așa. Clădirea există, noi am intervenit în buget local anii anterior și am reabilitat acoperișul, termosistemul, tâmplăria și ne propunem prin Compania Națională de Investiții, pentru că trebuie precizat că și acest obiectiv de investiție este în lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții, ne propunem să reabilităm, modernizăm, extindem și dotăm acest obiectiv de investiții. Practic, avem nevoie să investim la interior, pentru că nu am rezolvat partea de interior, să dotăm acea clădire cu tot ceea ce este astăzi recomandat, să extindem, pentru că avem nevoie să avem acolo niște băi moderne și dacă vom reuși pe finanțarea Companiei Naționale de Investiții să facem acest obiectiv, vom putea spune că vom avea unul dintre cele mai moderne, zicem noi, dispensare din orașul Dărmănești. La fel, imediat vom face un DALI pentru acest obiectiv, să vedem care dotări se pretează pentru tipul ăsta de investiții, cât extindem, ce extindem și cât modernizăm. Am avut discuții cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, sunt reglementări stabilite prin lege foarte clar ce trebuie făcut, care sunt circuitele, cum trebuie să dotăm și studiul de DALI-ul pe care îl vom face legat de acest obiectiv de investiții va răspunde la toate întrebările pe care sau la toate exigențele pe care cei de la DSP mi le solicită astăzi. Repet, investiții în sănătate pe care noi ne-am propus să le finalizăm în acest an, adică mi-aș dori ca mare parte din acest
proiect să fie făcut în acest an. Dacă sunt întrebări. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Pentru. Pentru. 17 voturi pentru. Continuăm cu punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, indicatorii tehnico-economici, devizul general și bugetul proiectului pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la obiectivul Școala Gimnazială numărul 2, oraș Dărmănești, strada Chimiei 62. Inițiatorul al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Este vorba de modernizarea din nou a învățământului din Dărmănești și astăzi vorbim de școala numărul 2, școala din cartierul Poștea. O școală care ne-am propus să o modernizăm pe fonduri gestionate de Ministerul Mediului și, așa cum spuneam, a fost lansat un apel de proiecte de Ministerul Mediului prin acel fond de mediu. Noi ne-am imediat ne-am pliat pe acest apel de proiecte și am întocmit într-o ședință anterioară, am dat acea hotărâre prin care am aprobat obiectivul de investiții, temă, notă de proiectare și am aprobat de asemenea atunci întocmirea DALI-ului. Astăzi avem acest DALI, îl supunem spre aprobare, atât documentația tehnico-economică, așa cum ne cere legislația, devizul general, indicatorii tehnico-economici și așa mai departe. Valoarea obiectivului de investiții se ridică undeva la 3.500.000 de lei. 3 milioane sunt acordați din fondul de mediu și 500.000 de lei alocăm din bugetul local. Dacă vom reuși să implementăm acest proiect, și școala numărul 2 va fi una dintre, să zic, unitățile de învățământ de reper din Dărmănești, așa cum am reușit să modernizăm și școala Lapoș, tot pe fonduri europene. Astăzi putem spune că școala de la Lapoș este chiar cea mai modernă, nu din Dărmănești, ci de pe o rază teritorială destul de mare. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Pentru. Și o abținere. Cine se abține? Deci 16 voturi pentru și abținere. Proiectul s-a adoptat. Doamna consilier, doamna președinte, este și directoarea școlii numărul 2 și pentru a nu apărea un conflict de interese, se abține. Aș vrea să, înainte de a trece la diverse, să vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns favorabil chemării noastre și ați aprobat aceste proiecte de hotărâre. Cu siguranță deciziile noastre se vor regăsi în proiectele de mâine și cetățenii cu siguranță vor beneficia de aceste, fie că vorbim de școală, fie de sănătate, fie de aceste spații verzi. Investițiile cu siguranță sunt binevenite. O să vă rog la diverse, foarte concis și foarte scurt fiecare. Vă rog, doamna doctor. Eu vreau să vorbesc despre vaccinare, pentru că este un subiect atât de controversat și aș vrea și dori ca cetățenii să fie foarte bine informați ca să poată să ia și cele mai bine decizii. Vreau să vă reamintesc că vaccinul nu este obligatoriu, însă vă spun cu cea mai mare certitudine că fără vaccinare nu există ieșire din pandemie, asta pe care o așteptăm cu toții de altfel. Vaccinul, vreau să vă mai reamintesc că protejează împotriva formelor severe de boală și vreau să vă spun că nu ne mai mor semenii. Deci sintetizez, vă spun doar concluziile, că este un subiect foarte mare și aș putea să stau să vorbesc fără un șir despre acest subiect. Însă, dacă, ca să și argumentez ceea ce am spus aici, dacă fac o paranteză, uitați-vă în mass media, uitați-vă în Israel, unde 85% din populație este vaccinată și de câteva zile sau de câteva săptămâni nu mai au niciun deces. Asta ca o paranteză, ca să comparativ cu India. Comparativ, uitați-vă ce se întâmplă în India, da? În care nu mai sunt loc în spitale, da, în care nici oxigenul de restricții. Ați văzut ce dezastru este în India. Cei care au făcut boala, vreau să menționez că cei care au făcut boala se pot vaccina. Nu se pot vaccina cei care au boala acută acum.
în puseu, dar cei care au făcut boala se pot vaccina. Cum facem asta? Ca să sintetizez. Avem centru, deci pe Dărmănești, da? Avem centru de vaccinare de la Plop, din cartierul Plop, în care pacienții se pot programa în prealabil, pe platformă, cei care nu stăpânesc foarte bine tehnologia. Pot apela și la medicii de familie sau la cei din familie care pot ajuta. Acum, pentru a intensifica această campanie de vaccinare la nivel național, știm foarte bine că drumurile sunt treburile se îndreaptă spre bine. Avem deja 3 milioane de pacienți vaccinați și sperăm că până la sfârșitul lunii mai să avem 5 milioane. A antreprenorilor de pe raza orașului, care au peste 100 de angajați, pot solicita echipe mobile de vaccinare în cadrul fabricii sau firmei respective. Cei care au sub 100 de angajați pot face liste speciale care pot fi înaintate Direcției de Sănătate Publică, iar DSP-ul programează la un centru de vaccinare apropiat. Cei care lucrează în afara orașului, care merg în alte orașe mari, după cum bine știm, astăzi a fost inaugurat și cel de-al treilea centru drive-thru la București, după cel de la Deva și de la Cluj, care au avut succes. Ce înseamnă asta? Pacientul se poate vaccina din mașină. Nu-i trebuie programare prealabilă, doar buletinul și se poate vaccina din mașină. Bineînțeles că așteaptă cele 15 minute, sunt amenajate, adică se face totul în condițiile ca și într-un centru de vaccinare. Așa că apelez la înțelepciunea și la deciziile cele mai bune ale cetățenilor ca să fim sănătoși cu toții, se apropie Sfintele Sărbători. Și le doresc sănătate, că e mai bună decât toate. Mulțumesc, doamna consilier. Domnul Mirea. Aș dori să aduc în atenția dumneavoastră, domnule primar, problema aia cu capacele. Ar trebui cineva să mă intereseze că nu le facem un rău dacă îi atenționăm înainte să pun un capac, să punem, le facem un bine. Dacă dumneavoastră nu sunteți dacă nu semnați. Iar dimineața am chemat firma la mine și am avut o discuție legată de... Nu trebuie șefii lor pe acolo și atunci cineva ar deci trebui să... Am avut o discuție cu șefii lor, da? Și imediat marți, când după sărbătorile pascale, ne vom deplasa în teren acolo și vom avea o analiză detaliată a tuturor capacilor, lucrărilor pe care le au, nu numai capacele, toate lucrările pe care le au în derulare. Și chiar vă invit acolo. Vă invit ca să veniți și dumneavoastră. Toți cei care doriți, nu știu, poate chiar Comisia de Urbanism ar fi bine să mergem în teren, să facem... Ar fi bine până la aceste lucrări care sunt în atenția Serviciului Urbanistic, să facem și noi parte dintr-o comisie. Cu siguranță vă invit. Marți o să vă dau un mesaj să vedem la acolo. Ar fi bine cineva să ne facă un instructaj de circulație. Nu știu cum să pun un semn de circulație. La asta anumită grope, în anumită, de exemplu, dacă e o intersecție, eu, în mijlocul intersecției, lasă groapa. Noroc că acum avem un iluminat public destul de bun, că altfel ar putea călca și picioarele sau intru cu mașina și se întâmplă un accident. Cu siguranță eu am chemat și dirigintele de șantier, pentru că mâna noastră în teritoriu este acest dirigintele de șantier care avizează toate lucrările, sunt, nu sunt și i-am atenționat în scris, nu le-am plătit acele lucrări care nu sunt corespunzătoare. Avem încă multe de tras cu firma respectivă, pentru că, din păcate, au câștigat licitația. Au câștigat licitația și trebuie să ne... Nu, trebuie vizitați mai des și trebuie sigur să ținem de calitate. Când o să începe, ce ați spus dumneavoastră, când să începe în asfaltarea de unde se termină asfaltul nou, aici, la capul rafinăriei, până deci, la podul Chetici. În primul rând am spus că trebuie să avem bugetul operațional. Noi am aprobat acest buget, a fost primit și la Ministerul de Finanțe. Eu aș vrea în prima etapă, însemnă, nu știu, trebuie să încheiem un contract subsevent, 2-3 săptămâni, o lună de zile maxim.
Deci să intervenim și să ne permită și problema. Să începem o asfaltare mai permisim. Cu siguranță. Voiam să transmit colegilor și cetățenilor din localitatea noastră și celor care sunt plecați, sărbători pascale cu liniște și cu sănătate și să depășim cu bine pandemia. Mulțumesc. Domnul Valeș. Mulțumesc. Aș avea o întrebare. Cum stăm cu benele pentru colectare selectivă? Știu că s-a început o campanie. Avem legat de bele pentru selectiv. Ne-am făcut o solicitare încă din cursul anului 2020 celor de la Romprest să ne doteze și cu a doua bubelă. Am stabilit de comun acord un grafic și astăzi avem 1036 de bubele distribuite. 1036 de bubele pentru selectiv. Aceste pubele noi am solicitat Romprestului să ni le aducă de o anumită culoare și cu înscris pe pubelă foarte clar pentru reciclabil. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta și mai mult decât atât ne-au adus pubele identice cu pubelele de la gunoiul menajer. Au afișul. Și au un afiș acolo care nu e corespunzător. Și aceste pubele la garajul primăriei au fost inscripționate cu vopsea după un anumit tipar, dacă le-ați văzut cei care le-ați primit. Carton, hârtie plastic, ce avem noi scris acolo. Deci sunt 1036 de pubele distribuite. În continuare, noi distribuim aceste pubele și trebuie să vină lotul următor săptămâna viitoare, în așa fel încât să reușim să ajungem la 3500 de pubele am solicitat noi pentru menajer. În cartierele în care au fost distribuite aceste pubele, a doua pubelă, am discutat pentru a începe să se ridice deșeurile reciclabile din poartă în poartă. Știți că noi avem acele containere pe raza orașului Dărmănești de selectiv, acele baterii de selectiv, nu este suficient. Am solicitat ca, repet, în cartierele în care s-a distribuit cea de-a doua pubelă, să stabilim o zi, o altă zi decât gunoiul menajer, în care cetățeanul să scoată la poartă ceea ce a reciclat și cei de la Romprest să vină să ridice aceste deșeuri reciclabile. Cred că în acest fel reușim să creștem acel procent de reciclare, pentru că, repet, plătim, dacă nu reciclăm, plătim foarte mult din bugetul local. Și, până la urmă, plătim din banii cetățenilor. Deci, 1036 de bucăți distribuite, continuăm și după sărbători, cred că va veni următorul lot de 4500 de pubele, un lot are 4500, în funcție de cum le distribuim, raportăm celor de la Rompres cu, i-am dat că toate au niște coduri, sunt niște coduri, CNP-uri și așa mai departe. Mai avem probleme. Unii dintre cetățenii care erau prinși în acele tabele au decedat. Trebuie să nu putem să dăm alte persoane și avem câteva probleme legate de treaba asta. Dar, cu siguranță, continuăm procesul ăsta. Altă întrebare? Doamna, dacă și doamna director aici, sau răspunde la voastră, cum se preconizează să se poată deschide? Avem o temă de la... Eu am să răspund după aia doamna director, să știți că nu ține neapărat de mine sau de doamna director, ci ține de condițiile de pandemie. Noi avem niște restricții vis-a-vis de COVID și orice fel de, eu știu, măsură luată de mine sau de directorul de școli, afară de reglementările în vigoare, sunt supuse consecințelor. Deci sunt acele restricții care, da, care trebuie respectate. Cum se vor, eu știu, deschide, da? Cu siguranță și noi vom activa. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, mulțumesc. Vreau și eu în încheiere să urez tuturor cetățenilor orașului Dărmănești, tuturor românilor care sărbătoresc Paștele, Paște fericit, cu liniște, sănătate și tradiționalul Hristos a înviat. Să ne vedem sănătoși după sărbători.